Deschidem cuvântul Domnului și citim pentru început două versete din Proverbe 16 cu 32 și Proverbe 25 cu 28. Proverbe 16 cu 32, Cuvântul Domnului spune așa: Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Proverbe 25 cu 28, omul care este stăpân pe sine este ca o cet omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Frați și surori, noi știm că în viață mai sunt și coincidențe, așa, adică se mai întâmplă lucruri, dar ca și copii ai lui Dumnezeu, credem că Dumnezeu este stăpân și înainte de orice coincidență e providența lui Dumnezeu care pregătește lucrurile. Mă minunez de atâtea ori când văd cum Dumnezeu, cunoaște și programează și pregătește lucrurile. Când fratele Alex a început să predice, vreau să vă spun că de-abia ieri am putut să confirm că am făcut și o greșeală, dar am putut să confirm cu fratele Alex că în seara asta trebuie să aibă un mesaj scurt în limba engleză. Nu i-am spus ce să predice, nu i-am spus dacă se ia din calendar, dacă să nu ia din calendar, ce Dumnezeu îi pune pe inimă? Asta a fost ieri. Eu ieri deja aveam mesajul pregătit pentru că la începutul săptămânii, într-o discuție cu soția, Dumnezeu a stârnit inima și apoi am stat înaintea lui Dumnezeu și în cealaltă dimineață, între ora 4 și 6 dimineața, când sunt singur și e liniște și nu sună telefoanele și nu mă deranjează nimeni, atunci, Dumnezeu și în astfel de momente, Dumnezeu îmi dă mesaj. Și de data asta am zis, nu știu ce este în calendar, acum mă interesează ce vrea Dumnezeu și dacă Dumnezeu are ceva specific, am să mă duc într-o direcție în care mă îndreaptă Dumnezeu. Și mi-am pregătit mesajul. A fost în prima jumătate a acestei săptămâni. Mesajul mi-a fost pregătit, l-am avut în computer, în iPad. Sâmbătă, ieri, am confirmat cu, cu, fratele Alex și ca în cele mai multe cazuri o las în mâna lui Dumnezeu și aștept ca Dumnezeu să mă surprindă. Și vreau să vă spun că fratele Alex a început să predice, am zis, dar nu e adevărat, dar nu se poate. Mă, dar ăsta nu are spion la mine acasă dimineața când ești numai eu singur și Dumnezeu ca să vadă ce gândesc și ce îmi dă Dumnezeu, n-are de unde să știe. Și nu mai pot de bucurie acolo. Tot un am și ale lui am fost la toată predica. Dar nu mi-a furat predica, dar a predicat același mesaj. A predicat același mesaj. Dumnezeu, Duhul Sfânt, l-a luminat pentru ca în engleză să spună ce am eu de spus în limba română. Dar, repet, am o altă perspectivă și n-a furat predica. Dar ca să vedeți că suntem pe aceeași linie, titlul predicii mele din seara aceasta este Marile războaie ale inimii. Pentru că cele mai mari războaie în lumea asta nu se dau pe front, fraților. Nu se dau în Israel, pe Gaza. Nu se dau în Ucraina și cu rușii. Cele mai mari războaie pentru tine și pentru mine sunt aici, în inima omului. Și în seara aceasta menționez, nu am timp să mă oprez la toate și nici nu este intenția, dar le menționez și încerc să arăt cele trei mai război ale inimii, ale inimii despre care fratele Alex a vorbit. Primul război este războiul împotriva poftelor firii pământești. Este primul război. Vorbeam lunile trecute despre o absolutizare a plăcerilor, o, o eră, un timp în care oamenii se închină la plăceri, în care oamenii au făcut Dumnezeu din plăceri. Asta e vremea în care trăim. Pentru noi asta e o luptă, fraților. Și pentru dumneata care mă asculți, oricine ai fi și orice vârstă ai avea, trebuie să recunoști că în fiecare zi lupți. Și trebuie să lupți împotriva poftelor firii. Galateni 5 cu 17 spune așa. Căș firia pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Nu poftele și dorințele inimii primează în viața credinciosului. Noi nu suntem conduși de poftele firii. Noi nu punem întrebări cum se pun la televizor și între oamenii din lume. What do you feel? What do you feel? Well, unul zice, I feel like I want to kill somebody. Well, that's not good. What do you feel? Well, eu simt că nu mai sunt drăgostit de nevastă mea și simt că mă drăgostesc de alta. Well, that's bad. You have a big problem. What do you feel? Well, eu simt că sunt ispitit în fiecare zi. Oriunde mă duc, ochii și mintea mi-a atrasă. E o luptă, fraților. Oamenii care nu sunt conștienți că suntem într-un război continuu, trăiesc pe o altă planetă. Sau nu sunt sinceri cu ei înșiși. Viața credinței este o luptă continuă împotriva poftelor firii. Și cineva va spune, dar cât durează asta? Cât durează? Până mori. Până mori. Atâta vreme cât ești în firia pământească, în firia pământească o să fie pofte. Chiar și de la oameni peste 70 de ani, care fizic nu mai au multe pofte, dar în minte sunt în inimă sunt. Și poate n-aș fi știut lucrul ăsta când am fost mai tânăr, că un frate în vârstă, om al lui Dumnezeu, om serios, om pocăit, peste 70 de ani, a avut curajul să vină să se mărturisească. Și să-mi spună, și atunci m-a surprins, vorbim de peste 20 de ani în urmă. Eu eram foarte tânăr. Parcă nu mi-a venit să cred. În mintea mea am zis, Doamne, dar atunci când se termină? Chiar oamenii să mai aibă pofte la nivelul minții și a inimii yes. Până vine moartea, până moare trupul ăsta o să fie pofte și în fiecare zi trebuie să luptăm împotriva acestor pofte. După... Postul de 40 de zile, Domnul Isus Hristos a avut poftă de mâncare. E de mirare lucrul ăsta? Nu-i de mirare. E normal. Și în urma poftei de mâncare a venit Satana și l-a ispitit și a zis: Poruncește pietrelor să se facă pâini. Doar ce e foame. Domnul a rezistat. Nu, nu așa. Nu, nu trebuie. Sunt pâini. Sunt pâini. A dat Dumnezeu. Grâu a dat Dumnezeu, orz a dat Dumnezeu, văz a dat Dumnezeu, făină a dat Dumnezeu, porum sunt pâine. Nu, nu trebuie să răspund acestei ispite. Domnul a respins-o, deși că era foame. Tot ce este în lume, spune Ioan 2 cu 16, 1 Ioan 2 cu 16, pofta firii, pofta ochilor, lăudă roșia vieții nu sunt de la Dumnezeu, sunt din lume și lumea și pofta ei trece. Cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Ai poftă de mâncare, ai dorință să bei, ai nevoie să dormi, ai nevoie de intimitate. Toate astea sunt nevoi, dorințe și pofte naturale. Nimeni nu zice, mă, e, e, bolnav copilul ăsta, e foame. Nu, e bolnav dacă nu e foame și nu vrea să mănânce, îl duci la doctor. Unii, problema asta au cu copiii. Poate că sunt unii care au copii că mâncă prea mult, nu se știe opri, nu știe cum să-l oprească, dar sunt mulți care au problema asta, copiii nu au poftă de mâncare și trebuie tratați, dar în condiții normale, Omul are poftă de mâncare și trebuie să mănânce. Omul are nevoie de somn și trebuie să se odihnească. Omul are nevoie de intimitate și trebuie să se căsătorească. Are nevoie de intimitate și trebuie să se căsătorească. Nu înainte de căsătorie și nu în afara căsătoriei. Pentru nevoia de intimitate există limite. Pentru pofta de mâncare există limite că dacă nu spui limită, e îmbuibare. Nu? E termenul ăsta de îmbuibare. E cine mănâncă prea mult, până nu mai poate. Și după aceea mai mănâncă un pic. Mai ales că pe vremuri erau din acea care își băgau degetele pe gât și aruncau afară mâncarea ca să mai tragă în cotură, că nu mai poate. Și mâncarea e o plăcere așa de mare. Păcat. Pentru somn, Somnul e bun, dar când ai depășit limitele, devine lenevie. Setea poate să fie înlocuită cu alcoolul, pentru sete Dumnezeu a dat apă. Noi zicem, o da și Coca-Cola, asta e un pic de o travă îndulcită, așa. Merge un pic, nu-i chiar păcat, dar nici chiar grozavă nu -i. O dată așa, din când în când, Dumnezeu a dat apă pentru sete. A dat o dignă limitată pentru oboseală, a dat mâncare doar suficientă pentru foame și a dat căsătoria pentru intimitate. Astea sunt limitele așezate de Dumnezeu, dar uitați-vă la lumea în care trăim. Toate limitele astea le elimină. Toate le elimină. Pentru că omul poftește mai mult. Omului nu-i convin parametrii așezați de Dumnezeu. Dar de ce să am restricții? Dar de ce să-mi spună cineva cum să-mi viața? Dumnezeu s-a gândit Înainte să mă gândesc eu și dumneata, Dumnezeu, Dumnezeu s-a gândit la toate dinainte și a așezat limitele care sunt bune pentru noi. Limitele care sunt bune pentru noi. Nu putem să slujim și firii pământești și lui Dumnezeu în același timp. Nu putem. Romani 8 cu 8. Cei ce sunt pământești sau firești, adică cei ce ascultă de toate dorințele firii. Ce spune despre ei? Nu pot. Nu pot să placă lui Dumnezeu. Fraților, să luăm în serios lucrul acesta. Și cred că vorbesc la oameni duhovnicești. Cei mai mulți sunt oameni duhovnicești. Aici, în casa lui Dumnezeu. Dar și oamenii duhovnicești au lupte. Nu cedați la această luptă. Există un război împotriva poftelor firii. Și nu o să scap de ele. Studiază, citește și aliniază-te și să ne aliniem împreună la parametrii stabiliți de Dumnezeu. Și va fi ferice de noi că Dumnezeu ne dă voie să ne satisfacem aceste dorințe ale firii, dar în limitele așezate de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Apoi, ăsta e primul război, nu zăbovesc prea mult. Război împotriva poftelor firii. Al doilea război, Războiul împotriva lăcomiei. Războiul împotriva lăcomiei. Începem cu câteva versete. Primul verset, Matei 6, cu 24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci ori va urâi pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Proverbe 1 cu 19. Aceasta este soarta tuturor celor lacomi de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Proverbe 1 cu 19. Matei 4 cu 9. Ispitirea adusă de diavolul Domnului după postul de 40 de zile. Toate aceste lucruri ci le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei încâna, închina, mie. Toate, toată împărăția pământului, toată bogăția pământului ci o dau ție. Când vorbim despre lăcomie, nu vorbim independent de bani și nici de avere, ci vorbim de închinarea la bani, închinarea la avere, prioritizarea banilor și a averii deasupra altor lucruri care trebuie să aibă valoare în ochii noștri. 1 Timotei 6 cu 10, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Repet, Predica nu este împotriva banilor, că cineva, nu putem predica superficial subiectul ăsta, că cineva va zice, bine, dar, dar avem nevoie de bani. Dacă trebuie să-mi cumpăr mașină și mă duc la dealer, dealerul nu-mi dă poc frumos. Dacă n-am bani, nu, nu, pot să cumpăr mașină. Dacă vreau să-mi cumpăr un costum, mi-o dă pe credit card, dar nici credit cardul nu <gânt> îmi dă pe ochi frumos, că trebuie să le dau și le dau și dobândă și sperăm că între noi nu sunt mulți. Românii Îți chivernisiți, au grijă, ca să nu se bage în datorii. Să trăiască în limitele care le permite bugetul. Adică, dacă de exemplu câștigi 5.000 de dolari pe lună, nu poți să cheltui 6.000, că cu ești în minus. Și luna viitoare mai cu în minus și cealaltă mai cu o 1.000 în minus și să vezi la sfârșitul anului cum îți mulci părul din cap și cum te ceri cu nevasta și te ceri cu copiii și trebuie să vezi cu un avocat dacă există vreo soluție. N-ai voie să faci lucrul ăsta, trebuie să fii chivernisit, trebuie să fii atent. Ca să nu zic că trebuie să fii zgârcit, adică să fii atent, să fii echilibrat, să nu cheltuiești mai mult decât câștigi. Dar în timp ce faci lucrul acesta, banul nu trebuie să fie deasupra voii lui Dumnezeu, neprihănirii lui Dumnezeu, dreptății lui Dumnezeu sau altor reguli pe care Dumnezeu le-a așezat pentru câștigarea banilor. Adică nu poți să justifici încălcarea unor principii doar pentru că aduc bani. Poate că ați auzit sau ați mai citit că... În ultima vreme, datorită internetului, sunt persoane care se vând foarte ușor și își fac un club, așa, la care se vând. Și nu, nu de mult, dar au fost mai multe cazuri, apare headline-ul la news. Nu intru ca să citesc că nu mă interesează toată povestea, dar profesoară de la școală, când vine acasă, își vinde trupul pe care virtuală, la fans, la, la uh, amatori, la cei din clubul ei, pentru că așa câștigă a, foarte mulți bani. Și câștigă mai mult decât câștigă la școală. Îi profesoară în timpul zilei, dar seara și când vine acasă. Și scandal mare că a aflat școala și-o dat afară. O zice, dar nu, nu poți să faci lucrul ăsta, că nu ești un exemplu bun. Și a zice, dar câștig bani. Câștig bani mai mulți decât la școală. Bine, dar nu orice câștig de bani justifică modul dar în societatea în care trăim, vin oameni și apără și spun dacă se produc bani, e ok. Totul este justificat dacă produce bani, dacă aduce un câștig. Poate chiar și în biserici oameni pot folosi metode care nu sunt biblice, care nu sunt dumnezeiești. Dar zic, bă, dacă se adună bani, e ok. Și vreau, vreau să vă spun și vreau să spun public lucrul ăsta. Nu este biblic să faci competiții sportive și să aduci bani pentru, să bani pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu găsesc absolut niciun suport biblic. Să, după competiții sportive să aduni bani. Pe banii îți donație, îți o închinare lui Dumnezeu. Și un om care nu are inimă să doneze, numai dacă joacă un volei, dacă joacă un basket, dacă joacă un meci de fotbal, atunci adonează. la adonează ia. aia, Aia e închinare? Aia e închinare? Oamenii zic, mă, lasă-că aduna bani și să fac lucruri frumoase. Nu, nu orice metodă de a aduna bani poate să fie justificată, numai pentru că produce. Mare atenție pentru fiecare dintre noi. Adona înseamnă a te închina Domnului cu darul. Și omul se închină pentru că vede o nevoie, îi pune Duhul lui Dumnezeu pe inimă, ca să doneze pentru lucrarea respectivă. Și atunci, dacă tu dai bani pentru un meci, vrei să-mi spui că Duhul lui Dumnezeu ți-o pus pe inimă ca să dai, e o inspirație a Duhului? Sau de dragul sportului, de dragul sportului. Și arată asta în Biblie, dacă mă arăți în Biblie, îmi schimb opinia. Dar nu o să găsiți lucrul acesta. Nu orice metodă. Adică dacă ai business, minciună, înșelăciune, păcăleală, viclenie, astea nu pot fi justificate. Mă, dar merge bine treaba. Degeaba-ți merge bine treaba. Că nu-i binecuvântare. Binecuvântare este atunci când lucrezi corect și cinstit. Aia este binecuvântare. Dar când faci jmecherii, când înșel, când păcălești, aia nu-i binecuvântare. Aia este înșelăciune sau minciună sau păcăleală nu orice lucru poate să fie justificat numai pentru că produce bani. Că unul zice, n-are rost să merg la lucru, eu mă duc și cerșesc. Cred că v-am mai spus odată, mulți ani în urmă am fost în Europa împreună cu soția, au fost mulți ani în urmă, am trecut prin Paris și acolo am văzut cerșetori. M-am uitat la ei, zic, mă, ăștia cam de-ai noștri, cam de-ai noștri, seamănă cu de-ai noștri. Și cerșetori, bazic, mă, eu mă leg de o persoană, era o, o tânără acolo. Și i-am zis, și am vorbit în limba română, am știut că mă înțelege. Mă, ce faceți aici, mă, de ce ați venit să cerșiți aici, mă? Ne faceți de rușine țara și poporul, da? E sănătoasă și poți să mergi la lucru. Cum ai venit aici să cerșești? S-a uitat la mine, dar au avut răspuns. Au avut răspuns. Zice, dar voi cât câștigați? Și o continuat discuția cu soția. Și tu cât câștigi? Eu fac 200 de euro pe zi. Atunci, cu 20 de ani în urmă, peste 20 de ani în urmă. Și eu fac 200 de euro pe zi. Tu cât câștigi? Păi eu nu câștig atât. <laughs> N-ai văzut? Câștigul justifică. Mă, dacă aduce bani, înseamnă că e ok. E ok? Nu e. Nu e. Cerșitul. Nu poate fi justificat pentru că aduce venit. Ar fi bine ea care cerșește să iasă afară din business. Nu poți să iasă afară din business atâta vreme cât lumea le dă bani. Dacă lumea le dă bani, ei rămân în business. Când nu le mai merge businessul, o să-și caute de lucru. Eu am mai spus lucrul ăsta și nu toată lumea mă înțelege, mă înțelege limbajul ăsta când zic. Că ar fi fain cerșetorii să fie scoși afară din business. Că dacă scoți afară din business, atunci își caută ceva de lucru. Atâta vreme cât merge businessul cerșitului, că și cerșitul este un business. Și atâta vreme cât merge businessul ăla, omul nu schimbă businessul. Dumneata, de exemplu, dacă ești instalator și nu-ți merge businessul, s-ar putea că îl îți închizi businessul de instalator și o să te faci electrician. Sau o să te faci constructor, sau te faci altceva. Dacă nu-ți merge un business, îl închizi și faci altceva și gândirea mea e, mă, dacă nu le-ar merge businessul la cerșit, poate că închid businessul ăsta și fac un alt business, numai să nu fie hoția. Dacă e hoție, mai bine cerșit. Dar să fie muncă, poate își găsesc ceva de lucru și ne rugăm Dumnezeu să binecuvinteze. Deci, nu, nu câștigul justifică acțiunea. Acțiunea omului trebuie trecută prin filtrul Scripturii. Am ajuns o vreme în care omul a ajuns să se închine la bani. Atenție! Nu te lăsa în Toți suntem ispitiți. Ori cu cine vorbești, dacă îl întrebi pe cineva, măi, ți ți plac banii? O să spună, sigur că îmi plac, că am nevoie de ei. Nu ăsta e păcatul. Că ai nevoie de ei. Vreau să vă spun că, și probabil că am mai spus și știți lucrul acesta, dar reamintesc. Banii sunt cei mai buni robi. Banul este cel mai bun rob. Dacă faci slugă din bani, tu poți să fii stăpân peste bani. Și banul să fie slugă, e cea mai bună slugă. Dar tot banul poate să fie cel mai teribil stăpân cel mai teribil stăpân. Dacă a ajuns banul să fie stăpân, e cel mai teribil, cel mai detemut și te duce în iad. Dar dacă tu ești stăpân și banul este slugă, poți să fii omul lui Dumnezeu și binecuvântatul lui Dumnezeu. Iov a fost dintre cei mai bogați oameni de pe fața pământului din vremea lui. Pentru că îmi plac oarecum și calculele astea, eu i-am făcut un calcul la averii lui lui Iov. Și am ajuns la concluzia că Iov avea aproximativ în banii noștri peste 100 de milioane de dolari. Pe, nu un milion, peste 100 de milioane de dolari. Am zis, mă, Iov, și Dumnezeu să laudă cu el. Deci problema n-a fost cu averea lui Iov, n-a fost nici măcar cu inima lui Iov. Iov a fost un om temător de Dumnezeu, un om neprenit. Și suta asta de milioane i-a luat-o Dumnezeu într-o zi. Dar Iov a rămas credinciosul lui Dumnezeu. La Avram n-am reușit să-i fac calculul cu privire la avere, dar și el a fost tot pe aproape. Că Avram a avut armată din 400 de oameni. Deci puteți să vă dați seama ce a avut. El a 400 de oameni, fără neveste, fără copii, trebuia să le dea de mâncare în fiecare zi. Vă dați seama ce bogăție a avut omul acesta. Și n-a fost problemă cu el. Deci problema nu-i că ai bani în bancă, problema nu-i că-ți merge business-ul bine. De fapt rugăciunea noastră și dorința noastră este ca la copiii lui Dumnezeu, la oamenii nepriăniți, dacă vrea Dumnezeu să le meargă și bine pe pământul acesta și să fie, să fie și milionari și multimilionari, să fie binecuvântați de Dumnezeu, dar să nu fie niciodată robul banilor. Și banii să fie slujitorii. Banul trebuie să fie slujitorul nostru, așa rândui Dumnezeu. Și câtă vreme poți să faci din ban slujitorul tău și tu să fii slujitorul lui Dumnezeu, ești un om binecuvântat. Ești un om care poți să slujești lui Dumnezeu. Și Domnul să, să facă, să fie cât mai mult. Acum, cu un zâmbet, așa probabil că ați auzit rugăciunea unui frate la binecuvântare. Eu nu m-am gândit niciodată să mă rog în felul ăsta. Au fost și fanii, dar am zis, mă, nu-i chiar așa de rău, că am auzit altele care au fost reale de tot. Rugăciunea acestui frate pentru copilași o sunat cam în felul următor, nu știu dacă pot să reproduc exact. Domne, binecuvintează-l ca să lucreze puțin și să câștige mult. Adică să pună puțin și să vină înapoi mult. Zic, mă, nu-i chiar așa de rău. Doamne binecuvântează. Eu zic să muncească destul de mult, să muncească mult și să capete și mai mult. Noi poate că nu ne gândim chiar în felul acesta, dar Dumnezeu să binecuvânteze investiția fiecăruia. Și să vă ajute Dumnezeu să ajungeți cât de, cât de sus. Acum tot așa într-o notă, poate mai cu zâmbet, Cred că cei mai năcăjiți oameni din America, ăștia care au ajuns într-o sută de milioane de dolari și 300 de milioane, ăștia sunt cam cei mai necăjiți pentru că o scăpat de milionari, o depășit, dar nu a ajuns la miliardari și la multimiliardari. Și ăștia sunt așa de necăjiți și de chinuiți, că ei nu pot să-și cumpere un iact de 50 de milioane de dolari, pentru că le au o mare parte din avere. Nici nu pot să-și cumpere ceasuri de 7 milioane, că e prea mult, asta e pentru multimiliardari. Și ăștia cei mai chinuiți, cei mai necăjiți. E cel mai greu pentru cei care ajung acolo. Mai bine de desubt. Acum eu nu mă tem că unii de ai noștri o să ajungă acolo, dar dacă o să ajungă acolo, să nu fie chinuiți, să fie binecuvântați și să fie buni robi ai lui Dumnezeu și averea lor, banilor să fie robi, ai lor, robi, nu stăpâni. Războiul împotriva poftelor firii, războiul împotriva lăcomiei și în al treilea și în ultimul rând războiul împotriva dorinței după putere. Asta e iar o altă luptă. Dorința după putere. Din nou vedem în ispitirea Domnului Isus, Matei 4 cu 6, și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, că ce este scris, El va porunci îngerilor tăi să te să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de pe o piatră. Cu alte cuvinte spunea Domnului, imaginează-ți ce o să spună lumea când o să te vadă cum te arunci de sus jos și tu cazi așa ca și cu parașuta fără de parașută. imaginează ce va zice lumea, ce wow, câtă putere îți dă lucrul acesta, câtă autoritate îți dă lucrul acesta. Și Domnul a refuzat. Nu, nu, nu așa lucrează Dumnezeu. Ispita puterii. Toți vor să fie puternici, toți vor să aibă influență, toți vor să fie cineva, toți vor să fie ascultați, toți vor să fie băgați în seamă. De ce credeți că are social media așa de mare succes? Din când în când, cum am mai spus, mai intru câteodată pe social media și din nou ajung la aceeași concluzie. Bă, oamenii sunt bolnavi de importanță. Oamenii sunt bolnavi de importanță. Sunt bolnavi după putere. Să-i să audă și pe ei cineva, să-i bage și pe ei cineva în seamă și dacă nu au cu ce, măcar măcar mâncarea care au mâncat-o la restaurant, măcar aceea să declare că îi îs cineva, măcar locul unde au mers ei în vacanță să, să spună că ei cu stea în frunte, să spună că ei ești cu bani, să spună că ei sunt importanți, măcar ceva, e o, e o foame după importanță, după a fi băgat în seamă, după a vedea lumea cine ești, a vedea lumea ce faci, că dacă nu sunt toți păstori, dacă nu poți să fie toți la ambon, are fiecare ambonul lui pe social media și acolo își da rama pe față. Și poți să-ți dai seama de oamenii care sunt echilibrați, poți să-ți dai seama de oamenii care fac bine și sunt puțini, foarte puțini, și poți să-ți dai seama de restul lumii. Care sunt bolnavi de dorința asta după influențe, după a fi cineva. Dorința asta au avut-o și apostolii, fraților. Chiar și după înviere, chiar înainte de înălțare, Doamne, acum ai de gând să restaurezi împărăția lui Israel, Fapte, capitol 1, acum ai de gând, Doamne. Dar de ce vă interesează? Petre, ce vrei? Păi dacă stabilește acum împărăția. El e împărat și noi suntem acolo, dregători, pe lângă ei. Noi suntem 12, reprezentăm cele 12 seminții, miniștri, cabinetul. Noi conducem țara. Asta doreau ei, acolo le era mintea. La a conduce, la avea putere, putere politică, influență asupra oamenilor. Și Domnul Iolini ști și o zis, nu, nu-i treaba voastră. Nu vă gândiți la asta. Nu asta trebuie să doriți voi. Voi trebuie să doriți puterea care vine de sus. Voi trebuie să stați în Ierusalim, în rugăciune și să nu plecați de acolo până când Dumnezeu vă dă puterea Duhului. Noi de asta avem nevoie. O ce m-aș bucura și în biserică, și pe internet să vedem oameni plini de Duhul Sfânt, care vorbesc că l-au zis de Duhul Sfânt. Dar tot ce vedeți, nu tot. 98% poate. Domnul să mă ierte dacă greșesc și alții, că nu am dat o cifră așa, zic eu, din burtă, 98% își conduci de fire, de firea pământească și de lăcomie și de alte dorințe. Dacă am fi conduși de Duhul lui Dumnezeu, să se vadă în cuvintele noastre, în influența noastră, ce fain ar fi să-i chemăm pe oameni la pocăință, ce frumos ar fi când cineva vorbește prostii și iurea, să fie oamenii lui Dumnezeu care cu înțelepciune, cu călăuzire și cu Duhul Blândeței îi, tra îi transmite un mesaj frumos și zice, vezi că nu-i bine. Vezi că tu ești pocăit, asta nu corespunde titlului pe care îl porți. Ce fain ar fi dacă oamenii plini de Duhul Sfânt ar putea să iasă, dar dacă vine unul din ăsta, vin zece din ceilalți, că oamenii duhovnicești puțini sunt acolo ca să se bată pe social media. Frați și surori, suntem chemați de Dumnezeu să căutăm puterea care vine de sus pentru ca să biruim poftele firii, să biruim pofta lăcomiei, să biruim dorința după putere, să fim biruitori în această luptă duhovnicească. De asta avem nevoie, de puterea Duhului Sfânt, nu avem nevoie de mai multă influență, nu avem nevoie de mai multă importanță, nu avem nevoie ca lumea să știe cât de grozav suntem noi, nu avem nevoie ca lumea să vadă o oh, cât de mult îți iubești soția, cât e poze, o sută de poze, cum îi după braț, cum o pup, cum o strângi în brațe, cum îi te pui pe genunchi, cum îi mai faci încă o dată legământ, cum să arăți la toată lumea cât, cât de mult îți iubești nevasta și apoi vine diavolul și în noaptea aia te ceri, de, ești gata să te desparți de ea. Și zici, bă, dar la ce toate astea? Pentru că diavolul va folosi slăbiciunea asta a firii, nu ca să zidească familia, ci ca să îți distrugă familia. Mare atenție, avem nevoie de puterea Duhului Sfânt ca să biruim toate aceste dorințe. Că dorința după putere dezbină familia. Că familiile se ceartă și să dezbină că nu știe cine e șef. No, eu nu mai accept ce zice el, eu nu mai pot să accept ce zicea. Dorința după putere și să dezbină familia. Dorința după putere dezbină împărății. De-a lungul istoriei s-au dezbinat împărății datorită dorinței după putere. Să dezbină biserici, frați și sorori. Dumneavoastră ați fost martor și în orașul acesta și în toate orașele, și între români și între americani și peste tot. Dorința după putere cine să fie primul, cine să fie al doilea, cine să fie în comitet, dacă nu-i loc pentru toți care vor să fie, își găsesc alt loc, închiriază un în alt loc, își găsesc o altă biserică. Pentru că vor să fie, trebuie să fie. Asta aduce satisfacție. Dezbină familia, dezbină țări, guverne, împărății, dezbină biserici. Puterea lumească este soră geamănă a lăcomiei. Că banii aduc influență, influența înseamnă putere. Puterea asta oferă oportunități de câștig și înaintare pământească. Noi vedem acum ce se întâmplă în lume. E o luptă după putere, după influență și bani. Noi suntem aici ca să ne umplem de puterea lui Dumnezeu, pentru ca să slujim lui Dumnezeu și să facem voia lui. Nu umbla după împlinirea poftelor firii. Nu te închina banilor și dorinței de îmbogățire. Și nu te lupta pentru influență și putere lumească. Luptă-te să fii plin de Dumnezeu și să fim plin de Dumnezeu și luptă-te și să ne luptăm ca să trăim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, făcând voia lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, iubiți frați și surori, Trebuie să încheiem ca să fim cât se poate de punctual, dar așa două, trei minute ne mai îngăduim. Vrem să facem rugăciunea specială pentru frații care vor pleca în Africa. Fratele Ștefan Tohătan, rog să vină în față, el va pleca săptămâna viitoare. Dumnealui se ocupă de seminarul de acolo și are o muncă foarte, foarte grea de făcut și foarte obositoare în fiecare zi și dimineața și după masa șase ore pe zi cu aceiași oameni într-o cameră destul de mică și cu un aer destul de închis, ca să nu zic mai mult. Dumnezeu să binecuvinteze. Frații Emanuel Vicovan și Dan Moldovan vor pleca doar câteva zile mai târziu pentru ca să slujească împreună, să facă verificare la ce se întâmplă acolo și să supravegheze și să vadă cum merg lucrurile acolo și ne rugăm pentru ei. Vrem să-i aducem înaintea lui Dumnezeu îi invit să vină în față împreună cu frații slujitori, o să ne rugăm pentru ei, îi aducem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și încheiem slujba din seara aceasta în rugăciune, mulțumindu lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat și rugându-L pe Dumnezeu să ne dea puterea de care avem nevoie ca să biruim pe cel rău și să biruim lupta din inima noastră pentru ca să câștigăm dacă vom putea prin îndurarea lui Dumnezeu să câștigăm viața veșnică și să ajungem, cum spunea Pavel, la învierea din morți. Rog frații din față să îngenuncheze înaintea Domnului, rog frații slujitori să vină în față pentru rugăciune și cu toată biserica ne rugăm.